Vania Diacov ne învață mult despre justiție și despre statul de drept. Dar cine e Vania Diacov? Ion Diacov. Fratele lui Dumitru Diacov, a fost procuror municipal la Chișinău. Da. Și el a luat cuvântul împreună cu colhoznici și ne povestește el despre statul de drept și despre magistratură și cum ar trebui să fie mai bine. Și sărmanul Stoian Ogru, da, Stoian Ogru a fost în mod nu toate regulile. Eu știu că dacă eu plângere, nu o plângere, o sesizare, nu știu cum trebuie, mai întâi să fie verificat sesizare și și după asta el se poate să fie demis. El a fost demis, peste sesizare și care au fost El a fost demis pentru că s-a început dosar penal. Da. Când ești cercetat penal, nu poți deții funcția asta. Da, dar au apărut o anumită sesizare, nu știu ce acolo a apărut și trebuie mai întâi să fie aia verificată sau contestație. Ei așa aveau plan, da, întâi să-l... să-l audieze, să-l verifice, să-l... nu știu cum e acolo, să-l... Dacă există o contestație și mai întâi aia trebuie să fie verificată, atunci trebuie așa să se întâmple dacă așa e legislația, numai că cineva poate să profite și să tergiverseze situația asta. Asta da. Oricum, dacă acum așa e legislația, trebuie să rezolve contestația aia sau ce mai este. După aia să-l iei pe sus. Acum nu înțelegi și SIS-ul... Poate pe motiv de procedură ieșit și oamenii ăstea să se revolte. Că de ce au fost arestat Stoian Oglu fără ca să respecte procedurile și drepturile? Adică pentru statul de drept trebuie să asculte acum pe Vania Diacov să învețe el despre statul de drept. Dacă e așa cum spui tu, el a fost arestat pe procedură, da? Cu încălcări de procedură. A fost arestat cu încălcări de procedură. Acum, da, oricum să vină să spune despre asta, numai că oamenii care s-au adunat aici nu protestează despre modalitatea în care el a fost reținut și arestat la domiciliu. Da, eu am mai vorbit cu niște tineri proletari și spun că noi o susținem pe Stoian Ogru. Uite, Stoian a vorbit, eu am spus că o susțin ei pe Stoian Ogru să de pare. Hai mi-am ca să vedem și cum oamenii. Cred că le reprezenta, le apăra interesele Stoian Ogru. Dar cui le zici tu proletari? La comuniști, socialiști? Dar nu prea sunt proletari niciunul dintre ei. Sunt studenți, sunt intelectuali, nu sunt proletari. Proletar e cel care lucrează la strung, nu? Sau șantier. Dar mult grăiește Diacov, de când a venit tot numai el. Bane, el s-a încercat să lingușească pe lângă Sanda, pe lângă Galbeni. Adică? Dar nu el îi se ține pe aici, la colhozii. Dar de ce? Pentru că el vede că dacă a fost luat Popov pe sus, este cu se ajunge redușul lui. Vechi nomenclaturist. Dar el de-am nu mai are nicio funcție în procuratură, nu? N-are mă. Nu, îmi pare că nu, e pensionat. Vania Diacov, nomenclaturistule, tu vorbești despre statul de drept. Și nomenclaturist nu trebuie să fie... Procurorul nu trebuie să fie nomenclaturist. Da, știi ce am în vedere? Nu știu, explică. Vania Diacov, cu Stoian Ogru, cu Popov, fac parte din vechi sistem. Atunci când era statul capturat de către comuniști și socialiști. Ah, ok. Și acum se vede în pericol și de asta au venit să o aleat cu colhoznici și să protesteze. Macalasos. Dar și ți-o dus? Nu sunt murac, dar eu nu știu dacă el e un suport inofocat sau el când se va duce care trebuie să mă trece. Este unul cu față de cazac, așa l-ai de la sus precis, dar nu văd. Și mai este o cupană, o naceamnică, blondă. Și judeci oamenii după față, după cum arată? Tu și la voi să judeci oamenii. Păi da, dar nu-i judeci după cum arată, îi judeci după fapte, după vorbe. La mai multe dă și... Da, dacă și ăla, vezi, vor
ăștia care filmează. Nu mă gândesc așa la mine. Nu vreau eu jos. Nu, nu cunosc. Eu vreau că ei să se... Poate e jurnalist. Că mă zic, în procuratură, în procuratură a fost... S-o gândit să-i închidă gura lui Deacu. Jos mafia, hai să ajunge. Stoianoglu a făcut greșeli. Ei, nu mai spune. Pentru greșeli trebuie de plătit. Dar nu se poate aresta. Se arestează numai pentru crime grave. Stoianoglu trebuia să plece. Dar el a avut principiul până la cap. A avut serviciu? S-a comis o greșeală. A avut serviciu și greșeală. Nu știu, depășirea atribuțiilor, nu știu. Să răspundă și ei care l-au arestat. S-ar putea să răspundă și la și la CEDO dacă o să plângă. Vă ajuns curajul să scrieți o petiție în susținerea statului capturat. În susținerea lui Prohatiu. Unde sunteți voi? Unde e curajul vostru? Când cel mai bun procuror din ultimii 30 de ani, acum și Moldova, este arestat bulgar, amărat, ilegal. Și voi stați acolo ca niște... Arestat bulgar. Arestat vulgar, cum e asta? Cum eram eu odată acuzat că filmam agresiv. În timpul lui Diacov eram judecat, amendat de polițiști că filmam agresiv. A, poate. Poate. Eu și urât vorbesc aici, eu și vulgar vorbesc, da? Eu, iată, cu experiența mea de 35 de ani în procuratură. Eu în 87 am fost recunoscut cel mai bun anchetor în Sovietic. Eu documentele astea... Sovietic procuror, chiar el se laudă. Cel mai bun procuror în URSS. Asta denotă faptul că nu a scris el nicio boabă acolo. A scris documentele astea 2-3 zile înainte. Și nu l-a desemnat în cliente, cum spune că el s-a luat... Cineva șuier acolo. Spigovul și-a luat în familia lui. Polar? Eu grăit să înțeles cu mult înainte. A, Măriuța? Care în scaun cu rotele? Nu a unui om, da, și aici de care dorm pe stradă, sunt tot oameni. Libertate! Libertate! Încă o dată să fie clar pentru toată lumea. Acei care duc și gestionează astăzi dosarul lui Stoianoglu au semnat pentru regimul Plahotniuc. În susținerea acelui regim, în susținerea guvernului Filip. Atunci când în 2019, fără lumină, noi am votat și am dat jos un regim, procurorii și judecătorii care astăzi îl judecă pe Stoianoglu au semnat în susținerea lui Plahotniuc. Este rușine că la acest meeting mai mulți oameni n-au putut ajunge. Nici din teritorii, nici în Chișinău, de aceea că au fost intimidați. Dacă această acțiune cu Stoianoglu
are un scop de a duce frică în ținul oamenilor, noi le spunem că noi nu avem frică. Noi nu ne ținem de ei și noi suntem gata să ne luptăm pentru libertate. Pentru dreptul. Și te bagi peste om. Libertate! Domn profesor, așa zici corect, libertate? Libertate! Libertate! Ț! Cu ț! E că tălești oar și deacu. Ceea ce a desemnat pe genuni un procuror rușelos din cadrul Procuraturii Anticorupție. Aceia care cândva au persecutat agenții economici, cu neon beci conducătorii de întreprinderi, aceia care au făcut avieri, astăzi se bucură că îi pot răzbuna. S-a emoționat oar și Stepanic. Nu a pornit niciun dosar politic. Ne-am simțit mult mai liber. Niciun businessman nu a fost arestat, niciun partid politic nu a fost scos din alege. Ne-am simțit cu mult mai bine. Și uitați-vă ce fac ei cu stoia noastră. Îl împachetează, da? Domnul Diacov are dreptate, este cel mai corect procuror din istorie. Ah, cel mai corect e Diacov, da. Este un curăț de calitate, cu principii, modest, cum se cade. Da, eu nu am vrut să ideal pentru procuror general și... acelor de peste drum. Neconflictual, el a zis drept, dar ce-am făcut că n-am făcut nică? Da, în 2 ani n-ai făcut nică! El doar nică și-a făcut! Să spună că el nu va servi politic. Și cu ce l-au răsplătit? L-au arestat. Libertate, stoi nogo! Stoi nogo, de când a venit prima lună să ocupați, să adune și să lichideze toate... informațiile. Din cuvântul doamnei deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Ivana Chixal. N-am pus dovedeți, dar convingerea mea că cu asta s-a ocupat și a fost sarcina de la Plahotniuc. Ajunge acolo, pe Dodon l-a pus să-l accepte, Dodon vrea pe altcineva. Să-l accepte și el în prima lună să adune toate informațiile care incriminează pe DEU, care incriminează pe drujii lor. După asta el a fost liber și s-a odihnit. Băneasă. Mă mut eu parte și el alt coscrea de lumea căs cu șleachta lui Dodon și Voronin, căs cu Diacov și cu Stepaniuc. Dar eu, na, nu sunt de acord cu felul cum a fost reținut, arestat Stoia Noglu. Când nu-i dădeau voie nici acces la avocat, ceea ce mi se pare aberant și inadmisibil. Dar nici nu sunt cu ăștia care îl apără cu ardoare. Eu apăr ideea de prezumția nevinovăției, drepturi fundamentale, respectarea procedurilor, dar nu îl apăr pe Stoia Noglu, așa că mă duc partea cealaltă să monitorizez de departe. Eu îl pot gândesc că mult și ghine. Cine? Sau mudacul chiar. Cine? Cea care fumează și-i mândru. Nu știu, nu cunosc. Sau mudac sau mudreac, așa se fac. Lăsă, uite, și n-are voi. Zic că este mudreac, așa e? Nu știu, nu cunosc. Nici nu știu cine e mudreac. Pe Diacov îl știu, dacă... Mudreac, mudac, nu știu. Găgăuz că au ținut o parte din cuvântare în limba găgăuză, dar n-a reușit să filmez, că traversam taman.
strada, să văd aici cine protestează. Sunt unii care fluieră. Cred că o recunosc pe Maria Marusic. Bună! Bună! Dar cine șuieră? Hai! Dar și sunteți contra? Contra cui? Suntem pentru că Dodon și Stăinoglu, gruparea lor, că e la pescărie. Ok. Ia ca Stăinoglu stă în arest la domiciliu. Trebuie să chei acolo cu băieții. O, Grigorciuc, e cu socialiști, ești cu comuniști. Păi tu-i observat cu mai multe și-au lăsat în dar și treucă, că treucă, ei sunt în opoziție, treucă aia ca să aiștea, pasul, slau treucă omul. Controlează toate instituțiile puteri. Eu mă trag la treucă, ia că... Am înțeles, da, e de asta se supără. Ei vor lucru la treucă. Probabil, da. Mi-a plăcut atunci. Toate fluxurile financiare le controlau ei, acum al ei ăștia. Păi da, dar e risc pentru sănătate. Eu sunt cu mască, dar tu ești fără. Și eu sunt vaccinat, dar tot e risc de infectare și transmitere mai departe. Do-do-la pușcărie! Gruparea lui Voronin, Dodon, Stoianoglu, asta e brigada lor, gruparea mafiotă, e un loc trod de la Treucă. Dar pe normal trebuie să fie. Normal trebuie să fie. Trebuie să apere ordinea publică dacă se întâmplă incidente, trebuie să ne apere. Așa trebuie să fie. Și se laudă Rusoaica cu prețul la gaz. Se laudă că plătim mult la gaz. Iau și mare bucurie ne-au făcut Dodon că mărim prețul la gaz. Putin! Сидела Путин. Додон лапушкарий.
Nu vrei să filmezi? La pușcărie! Se vadă lumea! Dar tu de ce ești dacă să protestezi? Ca să te vadă oameni! Ca să te vadă oameni! Oprește și am să spun ceva. Ai vreun secret? Nu, nu. Tu ca ecologist vreau să-ți propun o temă, amă. Sigur, hai, arunc. Dar ești un În România nu-s permise contramanifestațiile, dar în legea moldovenească nu s-a interzis, așa că iată, au loc. Simultan, în același loc, cu demonstrațiile, cu mitingurile, cu marșurile. Jos Maia Sandu, ok. Asta-i Grigorciuc, fost deținut politic. Moldova o să plătească despăgubiri de grabă pentru că a pierdut un dosar la CEDO. Când, pe timpul lui Plahotniuc, i-au fabricat dosar penal grupului Petrenco, inclusiv Grigorciuc și alți câțiva. Acum el e cu opoziția. Sunt complicate lucrurile. Așa îi zice el lui Stoianoglu Alexandru Dmitrievici. Ciudat, procuratura continua să apere cauza penală împotriva grupului Petrenco, inclusiv a lui Grigorciuc, până o săptămână după ce s-a pronunțat CEDO. Stoianoglu era șeful procuraturii generale și el acum îl apără pe Stoianoglu. Stoianoglu putea, ca și în cazul lui Platon, să dea ordin ca să retragă învinuirile împotriva grupului Petrenco. Măcar în ziua în care s-a decis asta la Strasburg. Dar el nici după o săptămână nu și-a retras învinuirile. Sau decât peste o săptămână și le-a retras. Și în mod paradoxal, Grigorciuc a ieșit acum să-l apere pe Stoianoglu. Asta e greu de explicat. Pot doar să presupui că e sindromul Stockholm. Da, e mare pericolul de dictatură, dar mai aproape de dictatură am fost pe timpul lui Voronin și al lui Dodon. Na
nu știu, Pavel Grigorciuc, nu te înțeleg și nu sunt de acord cu tine. Camorar e vinovat, dar nu Ruslan Popov, care asar a fost arestat și care are o avere enormă și arestat tamam pentru avere nejustificată, adjunctul lui Stoianoglu. Morar nu are nicio funcție, dar Popov era vice-procuror general, adjunctul lui Stoianoglu. Și tu laperi acum pe Stoianoglu. Eu înțeleg să aperi o idee, dar tu aperi o persoană. Persoană compromisă. Saltare. Bună! Da, e libertate de exprimare, nu? Dar ne-o lasă interviu, cred că-ți scris de amor. Și nu ți-o sărit în cap așa ea? Da. Hăleu, hăleu. Am pornit la festival de film și am ajuns ea ca la carnavalul ăsta. Ăsta, nu știu, claxonează de susținere sau de împotrivire, de critică. Greu de interpretat claxonul ăsta. Protest! Unii îl vor pe Stoianoglu, alții nu îl vor. Adecvat, proletar adevărat, cu bască de șeia tipică, asta da, înțeleg. Dar atunci când îi pune o muzică românească, când pune o muzică burgheză, asta nu înțeleg. Băi, ce fel de socialiști să pună muzică românească? Aia zici tu, de la burgheză și ea. N-am auzit ce fel de muzică a pus, da? Băi, era și muzică arabă, păi și ea. De fapt, stai că arabii sunt prieteni. Ei, vezi că a vorbit și în găgăuză, de-am și mai vrei. Internațională. Internațională comunistă. Socialistă. Ei, zic, cum așa Bogdan Țărea zic despre Dumnezeu? El nu e ateu. E, acum pe socialiștii ăștia denaturați, nu știu cum e, să... alienați. E, ca buni sau nebuni? Dușmani sau patrioți? Așa reiese, da? Și mereți? Patru mașini. Da, dar ți-am zis că e normal, poliția trebuie să fie aici, să asigure ordinea publică. Poate să apară incidente, certuri între ăștia și aceia. Poliția e obligată să asiste la orice adunare publică. O făcut vreun abuz, ceva? Nu! Ei au venit și au adus cu mașina organizat, cu microbuze. A, sunt microbuze pentru protestatari? Și asta e dreptul lor, partidele se organizează și aduc oamenii din teritoriu. Dacă știi că microbuzele cele sunt de la primărie, că sunt de la școală, că sunt resurse de stat folosite în interes de partid, asta ar fi ilegal. Dar așa că sunt niște microbuze închiriate de partid, mi se pare minunat, bine că se organizează. După ce ai muncit toți,
Păi și poporul s-a organizat și... Poporul s-a organizat și a venit cu microbuză și probleme. Ai salvat mii de vieți prieteni. Ai învățat Tăți au interes, vorba și tăți trag la dâns și numai eu la mine. Cum stau bandiți? Dar voi nu tot stați, opoziția 50%. 40%, tot bandiți sunteți? Bogdat! Timpul lui Dodon nu era deschis gardul de la președinție, stemea de oameni, acum ia uite! Porțele deschise, spate intra. Pe timpul lui Dodon s-a pus gard și la Parlament în spate, acolo nu poți intra. La unii pensionari le-au crescut deja la 2000 dacă au stagiu complet. Și vrem un rele pentru toți din noi. Astăzi, eu vreau să vă zic un lucru. Privet, Vyacheslav! Nu, aici e camera. Ia ca și pe Măriuță sau intervievează. Cu alții grăiesc, dar cu mine nu vrea. Стояли, короче, электрик прям, были. Dacă automat fac, dacă cresc pensiile, automat se scumpesc toate prețurile, Maria. Da, cresc prețurile, pensiile automat se scumpesc. Nu vreau să înțeleg. Scuparea lui Baronule Pușcărie! Baroni, Dodon, Furculiții, Dolanovul Criș, Crișa lor! N-ai jurit pe deja acum, de-aia s-o tulburat! Vârșca, primul cot! Dodon la Pușcărie! Bogdan la Pușcărie! La pușcărie! Smirnov de demisie din Parlament, Eduard Smirnov! Dodon la pușcărie! Dodon la pușcărie! Ionia Soții! Maia Sandu! Care de 28 ani la pușcărie! La pușcărie, hoții! La pușcărie, hoții! Dar și de camera să nu-i tieni, dar de mine ce tieni? Am înțeles. Ea îi place, dar de mine nu îi place. Vor dolge în sitet, tiurme! Vor dolge în sitet, tiurme!
Bogdan de la pușcărie, hoțule! Bogdan nu știu. Loger. Poate fi, poate fi. Oho. Sloganele lui Iura Roșca au ajuns până azi. Dar probabil erau slogane de la Revoluția Română, cu Iliescu, nu uita. De la Revoluție sau de la... Golaniadă, cum se numea aceea? Piața Universității. E că Schammerberg tot e din echipa lui Petrenko și Pavel Grigorciuc. La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc, cum puteți voi să-l apărați pe Stoianoglu dacă el era procuror general adjunct când pe voi vă țineau închis și vă fabricat dosarul penal? Și acum, când voi ați câștigat la CEDO împotriva Moldovei, el era procuror general și dosarul penal, învinuirile împotriva voastră, nu au fost retrase decât peste o săptămână după ce s-a pronunțat Curtea Europeană împotriva Moldovei. Au constatat că dosarul vostru e fabricat și că voi sunteți victime nevinovate. Cum puteți să-l apărați pe Stoianoglu când el nu a făcut nimic să vă apere pe voi? Cine ar fi cel mai bun procuror general? Nu știu, ține-mi pasă. Prin concurs l-ați fi ales un om competent. Eu nu cred că trebuie să fii un procuror general politic. Nici Olesea, nici Andrei Năstase. Să aducă unul apolitic de oriunde, chiar de psihotare la să aducă unul la întâmplare, să facă un concurs. Să-i dea traducători din toate limbile Moldovei și să-l pună pe un procuror general străin. Acum au majoritate în Parlament, poate să modifice legea. Sigur, sigur, cum a prânit ăsta, Băsescu și Paul Goma. Activez, de exemplu, dacă... Exact. Pentru că trebuie să fii apolitic. Apolitic, da, trebuie să fii. Se poate modifica legea. Dar din Moldova care trebuie să fii? Din Moldova nu știu pe niciunul. Iată, am întâlnit o procuror în Găgăuzia. Vinea cu bicicleta la proces la mine. Ia că pe ce eu propun procuror general. Nu știu, o femeie. O gagic, care și amul probabil e procuror simplu sau poate o plecat din sistem. Eu am pe internet video candidat la președinție și am zis că ia-i candidatura mea la funcție de procuror. Dar nu contează, nu contează. Așa trebuie să fie un om de la margine luat care n-are interese. Așa a fost luată Chiove și Băsescu spune asta. Exact, așa, o persoană de la întâmplare, chiar prin loterie, fă o loterie și ia din procurorii care au fost admiși recent în sistem. E același risc, ori prin loterie, ori prin concurs. Procurorul care a semnat atunci și nu a fost declarat, a stat capturat și nu a recunoscut procuror. A, da? Lista a oameni, și pe și se excludă. De acord, e un bun criteriu. Eu nu știu dacă procurorul trebuie să fie neapărat, procurorul general trebuie să fie neapărat procuror. Poate fi orice jurist care știe procedurile și legile.
Nu știu, nu știu. Poate prerestrictiv legislația. Eu știu că ăștia au majoritate absolută în Parlament și pot modifica orice lege. Dacă legislația e prerestrictivă, permite doar oamenii în sistem, atunci trebuie să fie schimbat legislația. Trebuie să aibă 10 ani experiență în sistem, ceva de felul ăsta. Prerestrictivă legislația și ajung tot în sistem. Dar trebuie să fie schimbat, dar nu știu ce este. Nu știu, nu știu dacă nu-i prevăzut în Constituție cumva chestia asta. Nu, nu, orice lege organică poate fi modificată cu majoritate simplă, dar dacă e prevăzut în Constituție ceva, atunci îți trebuie majoritate mare. 64. Ei au și modificat recent legea procuraturii. Tu uite cât de multe mașini cu numere românești. Vaslui, Bihor, am văzut o grămadă de numeri. Cred că-s basarabieni, dar poate că și românași îmblă prin Chișinău. Să-ți garda tânără, veniți să-și apere cauza. Șopșit, șopșit. Au drept să exprime. Șopșit, lasă și cu sumolișii. Și-i sănătoși. Dar de ce naruscum? Voi nu v-ați născut în Moldova? Așa, și nu știi limba oficială din Moldova? Da, dar limba oficială nu știi? Treaba ta, eu nu vorbesc rusește. Nu și pa. La pușcării, gruparea lui Voronin! La pușcării, gruparea lui Voronin! Dar ce-ți grești cu dânșă rusești? Ei, femeia știu părerea ei. Măriuța, tu te enervezi când te treabă cât primești, dar pe ăștia îi întrebi, poate eu venit așa că-ți convinși, poate au și ei părerea că l-apără pe Dodon. Îți plătiți, da? Tu nu ești plătită, dar ei-ți plătiți. Eha. Nu i-o plătit niciodată, eu de la bun început, de la roșie. E că du-te și l-apără pe Dodon și-ați vezi dacă să-ți plătească. Poate oamenii au convingere că au dreptate, fără să fie plătiți. Ei, da, este chip. Îi plătești, eu știu mai bine ca tine. Și mă plătești pe mine, da. Nu numai 12 fiețe, dar ești cu mască. Ai îmi două măști. Da, da. Da. Și au dreptul să creadă chestia asta. Poate că e greșit ce zic ei, poate că e greșit. Îs victimele propagandei, da. Ei cred pe ruși eliberatori, da. Ei suntem de români, da. Și de asta poate îi susținem.
bucurie, nu știu, eu și așa știu. Dar aici e organizat protestul. Normal că e organizat. A anunțat partidul că organizează și au adus oameni din teritoriu, normal. Poate că pe unii și îi plătește, dar mi se pare nenormal. Tu să te enervezi când te întreabă de plătit și după aceea tu pe alții să-i întrebi cât te plătesc. Da, da, plătești tot ca și pe mine mă plătești, am înțeles. Bine, bine. Dacă noi eram mulți organizați, da, ei spui că, da, e un grup organizat, dar nu e tot ce tot care am văzut. Este acolo o doamnă care scrie, la care scrie așa, nu pentru asta am votat, sunt dezamăgită sau așa ceva. E nu neapărat că susține comuniști, să socialiști, dar este dezamăgită de ceea ce se întâmplă acolo. De acord, sigur că da. Pentru unii plămâți care am întâlnit în tătă masă, sunt doamne de acolo. Băitanii ăștia au câte 16-18 ani, sunt născuți de mult după proclamarea independenței, după declararea limbii române ca limbă oficială în Moldova. Și ei se bazează pe faptul că în Constituție scrie că limba rusă e limba de comunicare interietnică. Nu e limba oficială, dar e limba de comunicare interietnică. Și limba mamelor o proclamă ca fiind a doua limbă de stat. Și au dreptul. Treaba lor. Dar familia asta, ăștia doi bătrânei, sunt fugiți din Transnistria din cauza războiului și trăiesc pe stradă prin Chișinău. Băitanii ăștia sunt bine acasă la ei, în Republica Moldova. Sunt aroganți, vorbesc rusește exact cum se vorbește în Pridnestrovia, unde oficial e declarat trilingvism, trei limbi de stat, dar toată lumea acolo, mai ales instituții, vorbesc exclusiv rusește, cum era în Uniunea Sovietică. Și mă măsoară din cap până în picioare. Reporter de la Komsomolskaya Pravda. E ca și Lilia Ispravnic. Salut! Dar cum ești așa cu mincioară? Ei, nu, erai mai zgomotoasă și tu altă dată, nu? Păi, dar în primul rând n-am știut, într-a doilea rând... Nu s-o pot cu lumea, trebuie să răspund. Te referi la Stoianoglu? Ani m-am adresat când domnul Voronin grăie îmi vine să mă duc să iau microfonul din mână și să zic că pe timp ce ala era ocupat pământul 14 ani. Dar și eu vorbiți și aici la protest? 14 ani pământul e ocupat și la moment în tot. A, dar pe aici stai Voronin acum la microfon, da, nu? Da, grăiește. Da, el da, da. Și m-am adresat și la Dodon de două ori sau de trei ori chiar.
Când era președinte. Când era președinte, nimic. La moment cu deputații, cu tot și fac... Dar te-ai adresat cu ce? Cu problema aceea, cu pământul din sat? Păi da, de la Don Dușeni. Aha. Pământul din sat. Și știi ce răspunde la Don Dușeni? O zis că dacă să-mi arăt pământul, amplasarea, îi stric relațiile internaționale. Și mie tot îmi vine arăte. Le-am trimis că să-mi arăte, le-am trimis în parte. Să-mi arăte sub ucazanii, cum sub a domnușenului, a procuraturii. Procuratura au zis să mă adresez la primărie. Mă poartă pe drumuri, aici, acolo, acolo, în pace. Și iată așa-i 14 ani de zile. Dar fostul primar și amui președinte de raion? Corect. Ujos. Dar cum a ajuns în primul rând? L-a votat el, îi mai tingă de la socialist sau de la șor, de la și partidul i-am. De la socialist. Când mă confund socialiștii, eu atâta agresivitate, atâta sar la bătaie, sar la ușcani, nu firma în primul rând, dar doilea rând, ultimul culmea, cu Maria Olarte am sunat-o chiar acum vroiam să zic. Luni am ridicat, că am contestat, nu am amendat critic de lege, fiindcă l-am calomnat pe cea la care mi-a pământul. Am depus cerere, i-am dat toate documentele și luni trebuie să stau prezent cu un moment dat de lei. Calomnie, da? Calomnie. La Don Dușeni te judeci sau? La Don Dușeni te judeci? Da, nu am de ales. O plecare la Don Dușeni, 500 de lei, 100 de muncă. A, dar nu trăiești de acolo, nu te-ai mutat în sat. Eu sunt mutată la Chișinău. Dar erai o vreme acolo. Stau pe loc, am scos în plan jucată, în schimb s-a primit altfel, pământul tot acolo, mai multe ștrafuri, că îi mă iau ca, când am zis corect, că am zis fumat, că am zis nu așa, că am zis lucie, la urmășularea... Da, am auzit că a murit în accident, da? Dar ce se întâmplă cu dosarul acela? Mai monitorizează cineva? Îl monitorizează doamna Olar. E, cât pricepe Maria Olar? N-am înțeles. La cât pricepe Maria Olar? Mai era și o femeie, o loi din sat. Ea se uită... Și mie tot se uită. Eu am sunat, eu sunat să-i și întreba să-mi... Dar polițistul acela nu i-a arestat? Care era șofer? A, în arest la domiciliu și dosarul... Da, știți cum îl cheamă? Polițist. După auzit, curând. Ca să monitorizăm pe internet dosarul, dacă ajunge în instanța de judecată, dacă îl... Când întrebasem în 1 septembrie, în termenul ce era la 1 septembrie, era dată în judecată. Aha, de-a mai dus în judecată. Trebuie să aflăm numele lui și să vedem și de ce, de instanța. Peste câteva săptămâni când am sunat, am zis că e întâmplător, e curând să încep familia lui. Aha. Are Raducean, nu Raducean, curând. Fratele îi polițist, fratele mai mare, el e fratele mai mic. A, el nu-i polițist? Nu-i polițist. A, ok. Este interesant. O omorât-o în ziua alegerilor, când o biruit, de-am să știe... Da, da, știu, Sara, de-am să numarau voturile, da. Să știe că o biruit Maia Sandu. A, deci după ora 9, da? Chestia între aceea că noi vrem schimbări. Ce-o făcut, Igor, Dodon, cazul meu concret, ce-o făcut? Eu stau și îmi privesc tot. Ei, dar și poate să fac președintele într-un caz concret de pământ. Constituție și garantul nu e, nu? Dar spuneți-mi, vă rog. Dar la Maia Sandu te-ai adresat și au făcut ceva? Și proteste aici am protestat. Oleac s-au început a... Da? Câte ceva... Da, ia că ceva s-au mișcat, te-au amendat pentru calomnie. Da, da. Păi da, nu chiar de râs. În schimb, s-o comportă altfel. Când era Dodon la putere, îi face orice. Aha, mă mai cu grijă, da? Intri în casă, putem să... Acum nu știu cum să... cu ură, dar nu e. Nu e ceea ce era. Clar. Mulțumesc. Eu nu înțeleg pentru ce fac manifestările astea. Să-l apere pistoia în oglu. Păi da, dar scuzați, vă rog, dacă el e... Să vedem ce a decide instanța și în cazul lui. Da, m-am amendat că omul nu vrea să plătească.
plătească. Nu vrea să plătească, eu așa înțeleg, omul nu vrea să plătească. Câți ani? 9 ani de zile trebuie să plătească. Pentru că îți folosești pământul. Da, dar nu l-ai dat în arendă, n-ai contract, n-ai nimic. Sunteți în litigiu sau cum? Eu mă adresez în instanța de judecată Domnul Dușeni îmi întoarce cu diferite motive, îți vine a râde. Cu motivul că nu știi cine e domn Sârbu. Cu motivul că nu știi numărul de telefon. Cu motivul că apărare este apărare. Am câștigat procesul verbal în instanța de judecată, l-a anulat. Dar și alt proces verbal, și amendă, și... Eu sunt plină de procese verbale, unde mă întorc cu numai procese verbale, dar dacă sunt miliarde... Numai poliția de acolo, din sat, din Târnova? Și l-au apărat cu polițistul care o dat, l-au apărat cu aceia că... Nu știu așa polițist în comisariatul Domnul Șani, pur și simplu îmi dau informații. Dar n-ai mai învățat să faci video, să filmezi ca Maria, ca femeie ce e, Oloi. Faci video, dar ce nu văd pe internet? Da? Aia, dar și te-ai făcut așa? O să te caut, dar cu numele ăsta să văd. O să te caut cu numele ăsta să văd. O să caut, bine, bine. Ia stai că îi pun la vot, să vedem dacă votează democratic. Numără. Dar cine-i contra? Dar cine s-a abținut? Halal democrație. E că sunt oameni care sunt contra. Ați votat pentru? Da, doamna Pușcării! Iubitoarea lui Voronin! Păzor, Urculiță, Elogru, Sârbă! Vă ascultă, Voronin! Și așa cum este scris în Revoluție, să întoarcă frică în societate. Dar și n-am mai văzut copii. Nu suntem ei de fotografie. Libertate! Doamna Pușcării! Doamna Pușcării! Doamna Pușcării! Cine? Eu? Dar de ce crezi? Ei, dacă crezi, ești credincios înseamnă că... Nu trebuie nimeni ars, că ăsta e terorism. Ai grijă ce spui, că riști amendă pentru așa... îndemnuri. Și e același lucru să arzi un om și să rupi o hartă, îți pare același lucru? Nu credeți că societatea și oamenii nu cunosc că voi ați dat aceste indicații. Și singura este frică, la fel de măcintă, care ați văzut acordul lor. Mai asandu la gunoi, 1, 2, 3, 2, mai asandu la gunoi, 1, 2, mai asandu la gunoi. Asta e locul nostru. Aspectul să țin la legătură și lupta noastră de a începe. Vă mulțumim mult pentru participare. Gata meeting-ul lui Dodon. Doamna Pușcării! Doamna Pușcării!
pușcării! Da, da, la 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 pușcării! Cam atât au fost, mulțumesc pentru atenție! Opresc aici transmisiunea, cred că alte incidente nu o să mai fie. Mă duc la festivalul de film românesc de la Chișinău.